Vă salut din nou! Dacă vă întrebați de ce au apărut aceste mașini așa fără ambalaj, e pentru că am făcut și eu o prostie, am înregistrat câteva videoclipuri fără sunet și, din păcate, abia ulterior, după ce le-am terminat pe toate, mi-am dat seama că ceea ce am transferat la calculator nu se aude. Așa că îmi cer în primul rând mii de scuze pentru acest lucru, pentru că odată ce le-am înregistrat nu mai pot să refac ambalajul, din păcate. Sper să mă înjurați cât mai puțin, am înjurat și eu deja vreo 3 zile pentru acest lucru. Nu prea fac astfel de greșeli, dar uite că se întâmplă. Trecând la subiect, ceea ce urmează să vă prezint, deci în următoarele câteva videoclipuri, practic sunt în continuare mașinile din acea van premieră a toamnei, deci practic aceste mașini le am deja, sau le aveam mai bine spus, achiziționate în septembrie, deci cumva în vară am făcut cumpărăturile până în septembrie, doar că având mult mai multe de prezentat, m-am lungit în timp și am ajuns în cele din urmă la acele grămezi despre care vorbeam și în alte videoclipuri, repet, din avantpremieră. Și acum am să vă prezint primele mașinuțe Hot Wheels pe care, să zic așa, le-am achiziționat în acea sau mă rog, le menționam în acea în premieră și am să trec probabil așa, sper să fie mai scurte videoclipurile, însă, repet, nu le-am înregistrat în prima fază cu sunet, deci nu mai am ambalaj, așa că am să vi le prezint așa cum sunt desfăcute. Și am să încep din partea asta, Prima dată am să fac o defilare ca să vă faceți o idee despre ce mașină vorbim. Deci astea sunt toate noutăți din 2020 de la Hot Wheel, pe care le-am achiziționat undeva în august, dacă nu mă înșel. La C Shelby Cobra am adus bonus, tocmai pentru greșeala care acum am, am gândit să vă arăt și o mică comparație cu acest Shelby de la Greenlight. După cum vedeți, e ceva mai micos, dar la timpul lui o să vă arăt. Acum am să uh, vă arăt prima dată acest BMW. Sper să scrie pe spate denumirea lui. Pentru că, repet, nu mai am ambalajul și unele mașini au denumirea doar pe ambalaj. Dacă, mai ales dacă au uh, fost lansate ceva mai de, de mult. Deci vorbim de un BMW M3. După cum vedeți prima apariție a fost în 2011, deci nu e un M3 nou. E destul de vechi. Și acum am să vă arăt în mare din toate pozițiile. Deci din lateral. Din față. Aici se văd destul de bine detaliile toată masca destul de clar, doar că nu sunt vopsite sau nu sunt de, însă eu zic că e destul de reușit, cel puțin pe partea asta din față. Jante cu 5 spițe, contur cromat, după cum vedeți. Și e tematica asta de poliție germană, culorile al verde. Și acum în spate, aici din păcate stopurile ar fi fost frumos să fie vopsite cu roșu, dar nu sunt doar tot așa încrustate în metal, se vede cât de cât forma lor, plus eleronul care e din metal. O privire și de sus. Și cam atât despre BMW, deci aș zice partea asta din față îmi place cel mai mult și fiind BMW, după cum v-am mai menționat, am o slăbiciune pentru BMW, așa că în general tind să achiziționez de la orice brand BMW-uri. Și astfel am luat și de la Hot Wheels. Deci, ăsta repet, îl mai am în colecție, este un BMW din 2020, adică de anul acesta l-am văzut și l-am și achiziționat. Ăsta nu aș putea spune că e o noutate, vorbim de un Range Rover Velar. V-am arătat deja două variante, unul argintiu și unul alb. Vedeți că prima apariție în 2018. Aici ce îmi place sunt jantele care sunt negre într-una cu roata, deci cu aceeași culoare ca și roata, și mi se pare așa o alură mai sportivă, mai agresivă. Bineînțeles că modelul ăsta are bilde și din punctul ăsta de vedere apreciez foarte mult. Deci, practic, e un matchbox din punctul meu de vedere. Ca să nu mai zic care o serie este din metal, mă rog, mai puțin partea de sus. Avem și o vopsea metalizată, de data asta nu ne metalizată, deci asta poate că e un minus din punctul meu de vedere, dar eu zic că arată bine și vopsea asta uh, metalizată, e un roșu crămiziu. Stopurile în spate tot acțibilde, inclusiv sigla uh, Land Rover aici, un număr de matriculare fictiv de Hot wheel. în față iarăși se vede tot și grila din fața radiatorului, tot cu acții bilde și farurile, bineînțeles tot cu acții bilde, deci aici vedem detaliile alea față-spate care le apreciez eu personal la o machetă și azi zice că arată bine mașina. Privire și de sus, vedeți că aici e mai transparent, deci se poate vedea cât de cât și în interior. Mai degrabă deasupra decât de lateral. Aici e mult mai greu de văzut, dar e același plastic, deci nu se poate spune că aici e mai negru decât. Doar că fiind suprafața mai mare, Reflectă mai bine lumina prin ea și se vede ceva în interior. Aici, lateral, nu prea. Deci, cam asta e Range Rover Velar. Varianta 2020, repet, pentru că am mai arătat și varianta culoare albă, foarte frumoasă, care probabil e preferata mea în 2019, însă îmi plac. Roverurile în general și Evo cum place și Velarus nu știu scot niște mașini foarte atrăgătoare cei de la Range Rover și dacă oferă și astfel de detalii gen cum e și aici cu acții bilde foarte clar înfățișate sunt ispititoare și mă atrag mă face să cumpăr mașina. Deci, practic, ăsta e al treilea model velar care l am. Acum, iarăși, o variantă a zice matchbox mai degrabă, adică cu acții bilde și detalii față-spate. Vorbim de încă o mașină foarte interesantă, Audi RS5 Coupe, jante cromate cu 5 spițe, culoarea neagră, de data asta și deasupra e metal. Deci e un negru mat, lucios, nemetalizat cu acții bilde față spate, după cum vedeți. Foarte tare arată și modelul ăsta. Deci foarte multe modele care au împrumutat, să zic așa, stilul de detalii de la Matchbox și asta, bineînțeles, mă face să cumpăr tot mai multe modele de la Matchbox, de la Hot Wheels, chiar dacă nu mai putem spune că sunt mașini clasice americane. Asta e o mașină germană, 100% europeană, deci și și modernă, nu e clasică. Asta e, cred că, penultimul model de Audi. Asta judecă mai mult după forma stopurilor. Cred că o să pun jos să focalizez mai bine că se vede mai greu pe negru. Și încerc să vă arăt cât mai clar. Deci stopuri cu acții bilde în spate, inclusiv număr de matriculare, tot fictiv, sigla Audi în față la fel, sigla Audi, plus se vede masca asta din fața radiatorului, dar poate nu așa de clar, nu se vede textura aia așa sârmoasă, puțin se vede acolo ceva, dar nu așa de clar ca, de exemplu, în cazul velar, vedeți, e mult mai bine înfățișată partea din față, aici nu se vede așa de clar textura aia, deci față acții bilde, spate la fel acții bilde, sus niciun detaliu specific, ăsta nu are eleron, deci ăsta e un cupe standard, doar că e de la Audi, foarte bine arată mașina, de cum am văzut-o și repet, atâta timp cât oferă detalii tip matchbox cu acții bilde, care din punctul meu de vedere acțibilele sunt peste detalii gen ăsta încrustate în metal, adică OK, există riscul să se ducă jos și atunci nu se mai vede nimic, dar cât timp sunt acțibilele din punctul meu de vedere sunt mai bine înfățișate pentru că asta probabil o se scoate de la calculator, asta direct în fabrică e mai greu de lucrat pe metal. Dar, na, e preferința fiecăruia, eu prefer mai mult acți pentru că, repet, mi se par mai clare așa detaliile, dar eu le țin în vitrină, deci nu prea există riscul să mi le dau jos. În schimb, așa cu metal, probabil că va rezista mai mult, indiferent că le puneți în vitrină sau nu, chiar dacă se pune praf sau nu nu există riscul să pierzi detaliile, deci dacă ți le încrustează cum trebuie, botul ăsta de BMW cu siguranță va dăinui în timp, pe când acțibildele există riscul să se ducă jos. Ok, ajungem la a patra mașină, iarăși asta V-am zis, nu sunt fan mașini japoneze, dar în momentul când văd astfel de detalii ca la Matchbox, deja sunt tentat să iau mașina. Deci vorbim de un Kia Stinger, dacă nu mă înșel, din 2019. Da, Kia Stinger GT chiar, din 2019. Iarăși o vopsea metalizată albastră. Jante cu cinci spițe duble de data asta culoare gri, deci nu sunt cromate, dar sunt destul de moderne, jantele. Și acum, bineînțeles, în spate, și aici fiind o culoare închisă, se vede mai greu. Și aș vrea să pun aici pe masă să se vadă clar forma stopurilor, inclusiv se vede un număr de matriculare. Și vedeți și stopul ăsta de frână, care e unit cu cele două stopuri laterale, se vede destul de bine, tot cu acțibil deci practic e un acțibil cap-coadă, din stânga în dreapta, deci număr de matriculare plus scrie acolo Stinger, modelul cum spuneam, deci o vopsea metalizată albastră și acum în față, aici iară se vede mai bine grila din fața radiatorului. Se vedem așa în lumină. Plus faruri tot așa cu acțibilde. Vedeți că se văd grupele de faruri pe când la metal nu ai așa cum să vezi în interior din ce e compus un far pe, a, pe când aici la ActiBuilder pot să înfățișezi mai bine aspectul ăsta. De asta spun că prin ActiBuilder se pot arăta mai bine detaliile, însă și ActiBuilderele din punctul meu de vedere sunt inferioare plasticului. Deci dacă pun plastic separat, cum e la majoret sau sicu, acolo se vede deja și mai bine. Și acum, bineînțeles, depinde de îndemnarea fiecăruia, dar o să vedeți că și la SICU au trecut cumva în jos din punct de vedere calitativ, adică și oferă deja faruri din faruri cu acțibil de nu cu plastic separat, ceea ce, cum spuneam eu, e o involuție. Deci au mers în jos probabil pentru economie de costuri, nu știu ce să zic, dar ideea e că prețul a rămas același, așa că mare atenție cine vrea SICU, că o să vadă practic o scădere a calității și prețul ori se menține, ori crește. Și aici am și o nemulțumire legată de SICU, dar astea în alte... Nu știu, dacă și cât o să vă mai prezint de la SICU. Deocamdată suntem aici la Hot Wheel, deci Kia Stingray din 2019. Vedeți și aceste două guri de risire. Probabil are un motor turbo deasupra, jumate plastic, jumate metal. E interesantă abordare. Deci cam asta ar fi Kia Stingray de la Hot Wheel, deci model nou din 2020. Și acum ajungem la acest Shelby Cobra care e o mașină clasică americană. Vedeți Shelby Cobra paste 27 SC, asta nu știu exact ce înseamnă. pare un model vechi din 1982, deci asta mă duce cu gândul că prima apariție a acestui, aceste machete a fost în 1982, deci destul de veche, pentru că și mașina e veche, asta cred că e undeva din, dacă nu mă înșel, din 1955 modelul, deci foarte vechi. Și acum, cum vă spuneam, un bonus pentru că am stricat videoclipul inițial. Am să aduc în cadru și varianta Greenlight și o să fie o mică comparație aici cu alt brand, practic. Dar până atunci să vă arăt varianta Hot Wheel. Aici îmi place că se vede grila aia din fața radiatorului separat. E un plastic din ăla chinezesc, dar care poate fi ușor modelat. În general, cum au mașinile clasice la Hot Wheels, botul în față și acum nu se prea văd farurile. Vedeți că sunt într-una cu caroseria, abia se disting. Dacă nu pui axibil sau nu le vopsești, nu se prea pot distinge. Deci cam așa arată din față. Acum ce îmi place țeava asta de șapament laterală foarte sportivă și vedeți că are ușă foarte mică. Așa e acest model, foarte sportivă. Mașină de capotabilă, în interior detaliile nu excelează, deci nu sunt prea ok. Foarte șters așa cât să fie ceva. Și acum o privire și din spate. Și aici iarăși stopuri abia se disting pe lateral. Puțin așa încrustate, puse în evidență, dar... Aș zice că mai mult din lateral atrage, deci aici îmi place cel mai mult cum arată din lateral. Vedeți, jante cu 5 spitze cu contur cromat. Nu și spițele. Deci o jantă mai specifică mașinilor clasice până la urmă. Și cam așa arată și acum am să aduc în cadru. Varianta Greenlight deci asta e dacă mă întrebați e varianta Greenlight vedeți că e chiar mai mică. Pentru că la hot Wheels nu se prea respectă scara 1.64. Asta e scara 1.64, deci aia înseamnă că uh, mașina e mult mai mică ca și dimensiuni. Aici e 1.60, deci ceva mai mare, doar ca să țină dimensiunea aproximativă cu restul mașinilor, însă mașina e foarte mică în realitate. Și dacă areți la 1.64 cam așa arată, vedeți în comparație, deci e mult mai mică, dar repet, asta chiar e la 1.64, asta e la 1.60, 61. De fapt, ar fi bine să vedem dacă arată chestia asta. Deci vedeți green light. Aici nu mă spune că e licențiat modelul. Tot așa Shelby Cobra 427, prima apariție în 2012 roz de cauciuc, bineînțeles, cei de la Greenlight întotdeauna oferă roz de cauciuc, ca să nu mai zic jantele arată mult mai bine, inclusiv roata, vedeți că e Goodyear parcă, sau nu? Da, pare Goodyear Eagle, deci un anumit model de Goodyear, un renumit brand de uh, neuri Goodyear și bineînțeles jantele din punctul meu de vedere arată mult mai bine plus cadrul ăsta de metal și acum în interior și aici ceva mai bine detaliat plus are bara asta separată de protecție cum vedeți. Aici, o privire și lateral. Și din față. Acum, într-adevăr, asta e un dolar. Cel puțin la american, la noi e 2 sau 3 dolari. Ori asta e din start. 4-5 dolari, deci e mult mai scumpă. Am probabil că după preț toată lumea preferă Hot wheel Eu aș prefera să dau 5 dolari pentru ceva de calitate mai bună. Nu trebuie neapărat foarte premium, dar un compromis, ceva de genul ăsta e ok din punctul meu de vedere. Ok, deci cam asta e mica comparație, o să pun eu ca am dat -o la o parte pentru că aici vă prezint deci niște noutăți din avantpremieră, noutăți Hot Wheel din 2020 acum o mică o ultimă defilare de Shelby Cobra, Kia Stinger, Audi RS5, Range Rover Velar și BMW M3. O fac și de lateral. Ok, deci acestea ar fi, să zic, primele noutăți uh, Hot Wheels prezentate în premieră, deci vorbim de acele seturi și, într-adevăr, am început să vă prezint câteva în videoclipurile anterioare, însă, din păcate, vor urma câteva uh, remake-uri, deci câteva videoclipuri refăcute, gata desfăcute, deci despachetate mașinile, o să fie și de la Hot Wheels și de la Matchbox din câte am văzut, așa că încă o dată mii de scuze pentru această greșeală. Promit că o să verific de acum încolo mult mai bine, însă veți vedea în următoarele videoclipuri aceste remake-uri cu ele gata desfăcute nu știu, undeva la 4-5 videoclipuri vor fi de genul ăsta, așa că încă o dată scuze și până data viitoare vă doresc toate cele bune.